astăzi să explorăm tainele geosferei Pământului, ce a trezit și susținut, de la Icarce până în zilele noastre, ideea zborului. Sunt sigur că ați intuit că vom discuta despre atmosferă. Sunt convins că ați văzut soldați și armatelor din trecut. Pentru protecția lor, aceștia erau înzestrați cu armură, cu sabie și cu scut. Dar oare planeta noastră are un asemenea sistem de protecție? Răspunsul este categoric da. Atmosfera terestră este scutul nostru de protecție. Ea ne protejează de vizita unor corpuri cerești ce ar putea să ne afecteze. În atmosferă se dezintegrează, spre exemplu, meteoriți, numiți simplu stele căzătoare. Tot aici, în atmosfera terestră, se dezintegrează, sunt absorbite, respinse sau filtrate, unele radiații cosmice periculoase, ce ar putea să afecteze mediul terestru. Procentual, cele mai răspândite gaze din atmosfera noastră terestră sunt azotul, oxigenul, argonul și dioxidul de carbon. Vizionați sau analizați materialele ce urmează și încercați să discutați despre rolul sau importanța fiecăruia dintre aceste gaze. La sfârșit, răspundeți întrebărilor formulate în prezentarea noastră. Ați privit până acum cerul planetei noastre? Oare atmosfera noastră se termină undeva? Are formă? Ca orice corp supus legilor universale, cum este gravitația, și atmosfera planetei noastre are formă sferică, asemănătoare cu cea a Pământului, fiind mai groasă deasupra ecuatorului și mai subțire deasupra zonelor polare. În înălțime, atmosfera terestră cuprinde mai multe structuri. De la suprafața terestră și până la înălțimi medii de 10-11 km se desfășoară troposfera. Aceasta are grosimi diferite, ajungând până la 16-18 km grosime deasupra ecuatorului și doar 6 până la 8 km grosime deasupra celor doi poli. În troposferă este concentrată cea mai mare parte din masa atmosferei totale, peste 80% din aceasta. Tot aici se formează și se manifestă toate fenomenele meteorologice cunoscute. Precipitațiile, sub toate formele lor, mișcările maselor de aer, uraganele, spre exemplu, iar temperatura aerului scade treptat cu 6,4 grade Celsius la 1000 de metri în înălțime, ajungând astfel în tropopauză la minus 60-70 de grade Celsius. Următoarea structură verticală a atmosferei planetei noastre este stratosfera. Aceasta se desfășoară în înălțime în continuarea troposferei și ajunge până la înălțimi de circa 50 de km în stratopauză. Poate, cel mai important strat al acestui înveliș atmosferic este stratul de ozon. Acesta are rol fundamental în filtrarea radiațiilor ultraviolete venite de la Soare. Acestea aduc căldura și dacă ar ajunge în totalitate pe suprafața terestră, ar fi dăunătoare omului și mediului terestru. De aceea, observați cum temperatura crește de la minus 50 de grade Celsius sub stratul de ozon la plus 4 până la chiar plus 20 de grade Celsius în stratopauză.
Odată subliniată importanța stratului ozon din stratosferă, vă rog să comentați ce s-a întâmplat cu pielea prietenului vostru. Vi s-a întâmplat și vouă aceea situație? Când? Și de ce? În acest context, vă rog să reflectați asupra importanței stratului de ozon pentru planeta noastră. Ne continuăm drumul nostru prin atmosfera terestră și ajungem în mezosferă sau atmosfera de mijloc a Pământului. Aceasta este situată în continuarea stratosferei și ajunge până la înălțimi de 80 de kilometri în mezopauză. Principala caracteristică a acestei structuri o reprezintă scăderea temperaturii, care ajunge până la minus 83 de grade Celsius. Dragii mei, călătoria noastră se apropie de sfârșit. Am ajuns în termosferă sau ionosferă, dincolo de care se întinde exosfera terestră. În termosferă, temperatura crește foarte mult, până la peste 1200 de grade Celsius. Aici, în termosferă, pe anumite porțiuni, se află centurile de radiații sau stratele ionizate. Acestea au dublu rol. Pe de o parte, în păstrarea undelor electromagnetice în spațiul terestru, iar, pe de altă parte, în respingerea unor radiații cosmice periculoase. Sub aceste centuri de radiații se formează cele mai spectaculoase fenomene optice observate în atmosfera noastră, aurorele polare. În filmulețul ce urmează, să urmărim un asemenea fenomen.